Lacul Aurului, așa cum era numit în urmă cu 100 de ani, Tăul Mare din Roșia Munteană s-a transformat în Lacul Groazei pentru toți cei care trăiesc acolo. Pericolul este vecinul nostru, spun localnicii, la o săptămână după ce au fost evacuați pentru că au apărut fisuri în barajul Tăul Mare. O parte din apa a fost deja deversată din lac, dar autoritățile nu au încă vreun plan concret pentru săteni. Ei trăiesc doar cu speranța că natura nu se va dezlănțui. Roșia Montană fierbe. Sunt doar câteva zile de când viețile oamenilor au fost date peste cap. Aceasta este fisura care i-a alertat pe localnicii din Roșia Montană. Practic, s-a format o adâncitură unde s-a acumulat apă la o distanță de aproximativ 5 metri de marginea lacului. Dacă nu era observată la timp, exista pericolul ca apa să treacă peste coama dealului și să ajungă în sat. De aici, de unde suntem și până la prima casă locuită, este mai puțin de un kilometru. Dacă digurile ar ceda, cantitatea uriașă de apă ar face prăpăd. Fisura din baraj a prins autoritățile nepregătite, iar unii localnici au fugit mâncând pământul pe la rude în alte sate. Mâna de oameni care a mai rămas în sat arată cu degetul către autorități. Semnale, spun ei, ar fi fost de mult. Am văzut copii speriați, oameni mai în vârstă care au ieșit în stradă, nu știau ce să facă, nu știau unde să meargă. Au fost niște semnale că se va întâmpla ceva rău de-a lungul anilor și nu s-a intervenit. Cred că nepăsarea, indolența și ipocrizia, să zic așa, uneori a autorităților locale a dus la această situație. Cei mai în vârstă știu povestea locului. Malurile nu au fost securizate și an la rând totul a fost cârpit. E un fel de tunel care, da, s-a surpat. S-a surpat că domnii Goldu și atunci zice că s-a surpat și cimentat numai. Așa, o porțiune unde s-a surpat atunci. Dar altceva nu am mai făcut. Sâmbăta trecută, atunci când s-a dat alarma în sat, baza a fost în pompele ISU. Aproximativ o treime din apa din lacul de aici, de la Tăul Mare, a fost deversată începând cu sâmbătă noaptea și până în prezent. Pompele au funcționat neîncetat. Problema pare rezolvată, însă niciun expert nu poate să anticipeze ce se va întâmpla dacă va ploua 5 zile în continuu și dacă vor fi viuturi foarte mari în zonă. Situația este așa cum se vede, se lucrează fără întrerupere până ajungem cu scăderea nivelului lacului la propunerile făcute de experți. Continuăm refularea apei după recomandările pe care le-au făcut experții până la nivelul când populația nu mai este în pericol și atunci experții trebuie să ne spună ce avem de făcut, dar principalul nostru obiectiv este de a pune în siguranță locuitorii din Roșia Montană. Acum localnicii își pun speranța în Dumnezeu să nu se producă vreo tragedie.